Regele Mihai a murit pe 5 decembrie 2017 la reședința sa din Elveția la vârsta de 96 de ani. Pe 16 decembrie 2017 a fost înmormântată noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș. La 40 de zile de la moartea sa, familia regală a organizat parastasul tot la Curtea de Argeș. Principesa Margareta, custodele coroanei regale, a sosit la mănăstire împreună cu principele Radu și alți membri ai familiei regale în jurul prânzului. Aceștia au salutat oamenii care așteptau în liniște de-a lungul aleii care duce către catedrală. Nepotul regelui, prințul Nicolae, a venit însoțit de logodnica sa, separat de familia regală, dar nu a dorit să facă declarații. Oamenii l-au primit însă cu aplauze. Slujba de pomenire a fost oficiată de arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului împreună cu un sobor de preoți și diaconi în catedrala meșterului Manole. La finalul slujbei oficiate în catedrala din incinta mănăstirii Curtea de Argeș, soborul de preoți împreună cu membrii familiei regale au mers către necropola regală, acolo unde își doarme somnul de veci regele Mihai. La mormântul majestății sale, într-un cadru privat, a fost rostită o rugăciune pentru sufletul celui adormit. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău. Regele Mihai al României, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Foarte mulți oameni obișnuiți au ținut să fie prezenți la eveniment. Mulți dintre ei sunt susținători ai regalității, fiind de părere că țara a avut multe de pierdut prin îndepărtarea majestății sale, regele Mihai. O zi tristă, se împlinesc 40 de zile în curând de la decesul majestății sale, regele Mihai, și o mare pierdere pentru țara noastră. Cred că cea mai mare pierdere. Fiindcă ceea ce a făcut majestatea sa, regele Mihai, n-a făcut niciun conducător de stat de-a lungul istoriei, ca să respectăm adevărul. Dat fiind numărul mare de participanți la acest eveniment, măsurile de ordine și siguranță publică au fost asigurate de efective ale Inspectoratului de Jandarm Județean Argeș și de polițiști argeșeni.